Ne-am teleportat din zona de zona de șes, din zona depozitelor frigorifice și am ajuns pe această schelă metalică. Înțeleg că o folosiți ca să puteți să monitorizați, să vedeți mai bine toată Nu neapărat. Zona. Această schelă a fost construită în urma unui parteneriat cu USAMV București și o firmă românească, TerraSigna, în scopul de a monitoriza două culturi anual. Anul acesta avem cultura de grâu și cultura de porumb. Monitorizează creșterile vegetative ale plantelor, avem monitorizarea asupra temperaturilor, direcția vântului, precipitații, umiditate și multe altele. Înțeles. Am urcat și aici pentru că de aici putem observa cel mai clar câmpurile experimentale. Acolo se respectă un asolament de 40 de ani, este un asolament al USAMV București, unde avem și o monocultură de porumb de 40 de ani, unde nu mai există așa ceva la noi în țară. Și de ce e special că e atât de veche cultura asta de porumb? Nu este neapărat că este special, este o chestie unică, după părerea mea, să păstrezi un asolament de 4 ani, timp de 40 de ani. Asolament de rotația culturilor pe același teren. Adică avem leguminoase, avem cereale păioase, cereale prășitoare, se respectă lucrările solului și bunele practici. Am înțeles. Unde filmează, practic, colegul nou, de la puțin drum, mai în dreapta? De la drum în stânga. Stânga drumului, de la drum în dreapta, pe o suprafață de aproximativ 2 hectare și jumătate, este teza mea de doctorat, de care vă spuneam. După cum se observă jos, verde deschis, acestea sunt cover crop-urile, cultură de acoperire. Din păcate, în toamnă, el trebuia să aibă și niște leguminoase, trifoia și alb, trifoia roșu, dar nu a rezistat iernii pentru că a semănat destul de... De fapt, a semănat în timp optim, dar seceta nu a ajutat răsărirea acestora. Se observă cele două tipuri de lucrări, clasic, unde se observă braza de arătură, iar mai în față de ea, minim tilul. Înțeles. Și acestea și arătura face parte tot din lucrarea noastră. Da, doctor. Da. Ce încercați mai exact în câteva cuvinte să demonstrați prin această lucrare? Prin această lucrare vreau să vreau să observ influența culturilor de acoperire asupra eroziunii solului, asupra păstrării apei în sol, asupra activității microbiologice a solului, a microorganismelor din sol. Sunt multe de urmărit. Este o chestie nouă pentru noi, să zic așa, este prima oară când, la cel puțin la Moara Domnească, se studiază așa ceva. Și spre asta ne îndreptăm. De la ce am plecat, anul trecut, dacă vă aduceți aminte, am avut o primăvară foarte secetoasă, au fost niște producții de, cel puțin, de grâu foarte dezastroase, însă noi avem o mare problemă cu solul în această zonă. Avem o mare problemă și cu o bureană care se numește Veronica. Este o plantă care se întinde pe pământ, a avut același efect ca cover crop-ul, mi-a păstrat umiditatea în sol. Deci am preferat să am un teren îmburuienat, mi-a păstrat umiditatea în sol, apa nu s-a mai evaporat și a fost un plus pentru mine, am scos undeva la 6 tone pe hectar la grâu. Și de la ideea asta plec, este o idee de fapt care m-am gândit la ea încă din toamnă, să urmăresc și așa ceva. 3 ani veți... Minim 3 ani. Orice această lucrare de doctorat în care observați minim 3 ani pentru că după părerea mea trebuie să ai minim 3 ani să faci o rotație de 4 ani a culturilor să vină 3 culturi pe aceeași solă ca să observi, pentru că acolo sunt niște schimbări de structură și de textură a solului. Avem în partea din dreapta noastră. Da, acesta este radarul, avem cultura de grâu, iar în partea dreaptă urmează să fie înființată cultura de porumb. Unde din oră în oră acesta se mișcă și preia informații de umiditate, de temperatură, direcție, vânt, indicele NDVI, verdele. Totul pentru ca în final recoltele să fie mai bogate, mai predictibile. Da, o să încercăm să le corelăm cu tehnologii, cu ce se poate aplica de la noi. Din nou, studenții pot veni în practică și pot învăța despre toate aceste activități. Asta vrem să atragem studenții pentru ceva nou, ceva inovativ, să fie ceva nou pentru ei care se și atragă. Și acum toată lumea cu tableta și cu telefonul, cu sateliții și cu avioanele. Sunt interesați și de partea asta. Da, măcar doar ideea, domnule, este un satelit. Măcar să vină să vadă ce face acest. Băi, e un satelit acolo. Hai să mergem să vedem. Măcar așa îi aduci în fermă, lucrăm încă cu copiii de la Liceul Agricol din Brănești.
București, de la acel nivel începem să... Deci nu doar de la un USAMV, luați copiii mai de tineri pentru că îndeletniciri moderne. Prind mai bine și au un start mai bun, după părerea mea. Uh-huh. Și în partea din față se vede livada, după cum se vede prima parte este mărul, avem 10 hectare după aia de năut, prun, cais și nuc, se întinde un kilometru distanță. Ok, bun. Vă propun să coborăm de pe din acest punct de observare, să mergem poate în zona de livadă și să ne povestiți un pic ce se întâmplă acolo. Da.